Daniela Ploia a fost lovită de tramvai și trântită la pământ. A avut noroc, a scăpat teafără, doar cu o sperietură care îi va fi învățătură de minte. Asta pentru că, din neatenție, a rămas câteva minute pe linia de tramvai, pe unde trecea pentru a ajunge acasă, după un spectacol la care și-a forțat coardele vocale. Vatmanul a dat semnale, doar că Daniela, cu gândul în altă parte, pentru că vorbea cu cineva, nu le-a băgat în seamă. Frânele, puse în disperare, au salvat-o, tramvaiul a lovit-o, dar cântăreața este conștientă că a fost la limită să fie victima unui grav accident. Veneam de la un eveniment, s-a petrecut târziu, trecut de ora una noaptea. Am parcat și am vrut să traversez spre casă linia de tramvai, doar că m-am întâlnit cu o prietenă care aștepta Uber. Ne-am luat la povești și nu am realizat că eram pe linia de tramvai. Nu am auzit claxonul, deși vatmanul, înjurând, m-a anunțat că a claxonat și a crezut că îl sfidez. A accelerat și s-a oprit în mine. Am căzut și m-am lovit puțin. Dar a fost vina mea. Oboseala și faptul că eram prinsă în discuții.